Am putut să aflu sunând în stânga, în dreapta, pentru mai multe. Știu că, oricum, el, sărăcuțul, acum două săptămâni, când am aflat ultimele informații despre el, era bine. Și se spunea despre el că o să fie bine. Numai că, ce să facem? Probabil cu o infecție, pentru că el a mai avut de-a lungul acestei convalescențe, când a stat acasă, a mai avut niște infecții. Vă spun din informații, pentru că eu, după cum știți, nu mai vorbeam cu familia de ceva vreme, dar mai parveneau informații de la prieteni comuni și ce pot să vă zic este că el a avut o evoluție oscilantă în ultimele luni după ce a plecat din spital. Probabil că era ar fi fost mult mai bine dacă ar fi făcut acea operație despre care se vorbea. Acum nu pot să zic mai bine sau mai puțin bine. Important e că să se strângă toți prietenii acum, să ne rugăm sufletului să fie cel puțin la fel de prețuit cum a prețuit el țara asta și oamenii ăștia. Vă rog să mă iertați, dar nu vine să cred, pentru că mi se pleacă oameni. Benoni a fost un om, am fost cu el, știți că la drum lung se cunoaște omul. Am fost și plecată și peste hotare. Un om cu un suflet deosebit, a ajutat foarte mulți tineri să se ia promovat. Chiar mie pe vremuri, vorbesc de ani, foarte mulți ani în urmă, făcea parte din diferite jurii, dar festivaluri, știu unde era o melodie din Moldova neștiută, Dunea Sofia, cred că ăsta se s-ar pute, îmi pare atât de rău, vă rog, nu mă iertă, condolează familiei și nouă tuturor celor care l-am cunoscut și l-am apreciat și chiar iertare. În perioada asta nu, fiindcă știam că este bolnăvior și n-am cutezat și nu știu dacă putea să-mi răspundă el. Nu, n-am vorbit în ultima vreme, de ce să mint? Și îmi pare rău că nu, poate că era bine să-l... Știți că întotdeauna un telefon uneori îți dă un impuls, o chestie de disperanță, de... Îmi pare foarte rău, vă rog să mă iertați. Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă, că vorba lui Sofica, pe care o salut prin telefon, Ne pleacă artiști valoroși, ne pleacă colegi, ne pleacă prieteni. Eu aveam o diferență de vârstă între mine și Benoni, dar prima dată mi-amintesc că când a pus lumină electrică în sat la mine, am câștigat un aparat de radio la un festival și l-am ascultat pe Benoni Senulescu. Și atât am fost încântată și îi cântam cântecele, pentru că eu nu atunci încă eram un copil și nu știam să-mi aleg repertoriu personal și tot. Cu Benoni ne-am întâlnit, am fost la festivalul lui la Buzău, peste tot. Cel puțin o dată pe lună, în permanență, vorbeam la telefon. Îl sunam și nu răspundea. Și uneori uita să se uite pe telefon sau poate nu avea alte treburi. Și nu mă suna. Și după aia mă suna: ei, dar nu m-ai sunat. Te-a sunat mai bine, dar mai uite-te și tu pe telefon. Pe telefon. Acum cu cine să mai vorbesc la telefon? Bine, îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei, dar vorba aia, nu pot să știu, am fost luată pur și simplu cu surpriza asta îngrozitoare. Nu știu ce să spun. Decât să, ce să spun, să te ierte Dumnezeu și să te așeze la locul cuvenit pentru faptele frumoase care le-ai făcut pe pământ și pentru repertoriu extraordinar care le-ai lăsat moștenire generațiilor care urmează. Îmi pare foarte rău, foarte rău. Mi-a spus, râdea și spunea: măi, Laura, măi, la un festival, nu știu la ce festival, cineva a vrut să-i fac un cadou și zice: măi, auzi ce cadou mi-a făcut. Mi-a dat un loc de veci. Și zice: să știi, și râdea, să știi că nu m-am dus, zice, că mi-e frică, zice, nu m-am dus să văd locul de veci. Te-am mai întâlnit pe urmă spectacolul și am mai avut el o intervenție chirurgicală și zic: măi, dar zic, ai o problemă, de ce nu mergi să te operezi? Măi, lasă-mă pace, că mi-e frică de cuțit, zice, de nebunesc. Na, acum, e adevărat că
La fiecare cred că e frică de moarte, vă dați seama, dar el era evita să gândească la sfârșitul vieții. Na, așa gândim cu toți, normal, dar uite mai că vine, că nu te aștepți. Îl vedeam veșnic tânăr și plin de energie, exact, doamnă. Exact, domn, avea o energie și vreau să vă mai spun ceva. Vorbisem cu Nicolae Botgros, că urma să fac și eu niște regizări cu el și spune, măi, Laura, acum au fost Benoni, măi, ăsta este ceva, un fenomen. Dar zic, ce-o făcut? Zice, măi, au venit cu un repertoriu frumos, dar vreau să spun că au imprimat toate melodiile în aceeași zi, vreo 13 sau 14 melodii. Dar eu zic, Doamne, ferici. Măi, și eu merg clasă, zice, am mers fantastic, pur și simplu, zice, ne-a uimit. Și chiar i-am spus lui la telefon, măi, bine, dar nu ți-l asta, zic, bravo, felicitări. Zic, mi-a spus Nicolae Botgros că ți-a mers glasul fantastic și că ai melodii frumoase, ca de fiecare dată ai venit cu melodii minunate. Și el foarte încântat și vorbeam mereu. Când am aflat că e bolnav, am mai sunat și nu ne-a mai răspuns la telefon. Și atunci eu am lăsat și tot mă gândeam să primesc o veste bună. Ca să vedeți că parcă există telepatia. Astăzi mă gândeam să-l sun pe impresar, că cu el mergeam în spectacol, am fost cu Benoni și pe avion, cu avionul, era frică de avion, de Doamne ferește, ne-a dus în Italia, Doamne, ce-am mai râs în avion, o și uita de frică. Era vesel, avea o energie fantastică, parcă avea 20 de ani. Fantastic. Nu știu cum a putut chiar să-l ia cum... Să vină moartea, nu-mi găsesc cuvintele, nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun, decât că îmi pare foarte rău, foarte rău.